industria vinului se conformează exigențelor Uniunii Europene, dure, grele, dar ele ne vor scoate pe noi din situația când se uitau la noi așa, produc mult, dau și mult de calitate mediocră. Nu se va mai cere nici pe o piață mediocru. Acolo unde a fost, lucrurile stau altfel. Vinurile de calitate cuceresc piețele, chiar și a Chinei. Domnul ministru m-a delegat 2 ani în urmă, 2 săptămâni în China și am promovat vinurile noastre împreună cu ambasadorul nostru, domnul Anatol Urechianu. O personalitate. M-am convins. Chinezii recunosc că alături de vinurile din Franța, Italia, Spania, vinurile noastre sunt cu o finețe, cu aromă fină. Bine, extractul în vinurile noastre nu poate concura cu extractul unui vin din Spania, pentru că suma activă de temperatură în Rioja nu este comparabilă cu cea pe care o avem noi la Cahul, Tigheci, la Cahul. Dar, se știe foarte bine că atunci când aciditatea este nițel mai sporită și este exprimată prin acidul tartric, gustul vinului este proaspăt, mobilizează, trezește pofta de a servi bucatele. De-a este discuta, foarte... Este... Ați prezentat țara. Acum vreau să continui gândul pe care l-a expus domnul ministru, profesor Bumacov. Onorată asistență, zilele acestea am avut delegații din Franța, colegi, cu care sunt foarte interesat de a colabora chiar și în planul proiectelor Orizont 2020, care ni se dau foarte greu în agricultură. 2. Colegii din Lituania, de la Academia de Știință, au fost tot în piață 2 zile. Au fost printre cei care, 100.000 care au participat și au fost printre cei care au cumpărat și ei, dintre cele 100.000 de sticle, și ei și-au procurat. Atâta cât o spate duce trenul, s-au încărcat la maximum. De ce? De atâta că fructele noastre pe care le-au gustat sunt cele mai gustoase. Cele mai dulci. Solul este fertil. Noi nu fertilizăm cu îngrășăminte din sinteza chimică. Nu exagerăm. Da. Regimul termic și hidric sunt de așa natură că strugurii noștri sunt gustoși, au prospețime, au în măsură glucide. Nu exercită o un senzație de prea dulce atunci când noi consumăm niște vin, struguri din Siria, Egipt, Grecia. Și fructele sunt gustoase. Și domnul ministru m-a făcut să stau cu ei în rând până ce nu au degustat pârjoalele. Și ce părere ați avut despre pârjoale? Nu, trase cu un pahar de eu vin? N-am avut părere că eu nu am mâncat-o, eu am cedat-o oaspeților. Dar eu vreau să spun sincer. Ei au spus, domnilor, dacă sunteți într-o țară cu așa un potențial nutrițional, igienic, curativ, o personalitate, un ministru, un ambasador, un alt ex-ministru, propune unui public atât de mare bucate, atât de bine conjugate cu băuturile. De ce nu dezvoltați turismul? Invitați-ne pe noi din Pribaltica la voi, că nu ne-am săturat de frigul de acolo. Uitați ce am vrut să facem noi. Eu cu domnul Pădurară deja 4 ani am gătit la acest festival, fiindcă noi vrem să schimbăm, nu știu dacă să spun, paradigma care a existat la noi. Mă scuzați, o să o spun așa simplist ca să înțeleagă. La noi, dacă vă amintiți, cândva căutau o caldare de vin și apoi pe urmă căutau zacuscă. Cu ce să... Chestia asta trebuie cumva lichidată. Noi nu trebuie să mergem pe calea asta. Noi vrem să venim întâi cu bucatele noastre, gustoase, sănătoase, organice. Și atunci ne gândim să facem puțin mișcare în cap. Bă, dar cu ce se potrivește mai bine? Și atunci să propunem un vin pentru a combina aceste bucate. Și nu invers. Deci, ce am observat acum? Noi ne-am axat foarte mult pe export, fiindcă așa este Republica Moldova. Republica Moldova fără export nu poate exista. Și vorbim foarte mult de export. Dar uităm de noi.
De data aceasta, ce am văzut eu în piață, am mers cu multă mândrie. Dacă de obicei înainte era coadă la vin proaspăt, la vin la... Tulburel? Da. De data aceasta, în Buzeala era la vin îmbuteliat, la vin de calitate. Înseamnă că oamenii noștri încep a se adapta la cultura vinului. Consumului. Eu rog foarte mult vipurile din țara noastră, cei care își pot permite vinuri de calitate, să promoveze acest lucru, să se consume vin de calitate, fiindcă eu mai trec prin alte locuri și vă spun, nu cred că organele noastre au puterea să lupte cu acest surogat care se vinde la noi, care distruge sănătatea oamenilor, care îi nebunește până la urmă și se întâmplă crime odioase și așa mai departe. Vinul trebuie să substituie chestia asta, fiindcă prohibiția n-a dat nicăieri rezultat. A fost numai mai prost. Vă amintiți și în timpul sovietic și în Statele Unite. Numai probleme a generat și exact. Mai duci la consum de droguri și așa mai departe. Deci unica salvare de a salva sănătatea oamenilor, cultura oamenilor, este să-i deprindem cu vin de calitate.